Bun, de la televiziunea care... Acum ce ai dorit tu să facem să analizăm noi acest joc mediatic al factorului excitant cu, vorbeam de poporul român și cu obiectul împlinitor. Lucrurile astea se întâmplă. Da, păi asta este și atunci crase banalități. Dar revin la povestea asta, să ne plasăm în interiorul, ce să mă plasez în interiorul fenomenului. Niciodată postura administrativă a unui om nu domină natura lui umană, Ovidiu. Da, asta ar trebui să le spunem altora. Iar acesta este un raționament indulgent care funcționează. Eu sunt de acord, doamnelor și domnilor, există vă prezint două mostre și ție, Marius, două mostre de reporteri din țara românească. Sunt, cred că așa le și zice, mostră de reporteri și alt reporter. În prima poveste, asta cu mostră de reporteri, e o tanti care a vrut să se arunce în Olt, să se sinuce, e o dramă. Acolo e o femeie care, e o dramă, dacă care a reușit să... Nu, n-a reușit, a trăit o dramă. Vă arăt mostră de reporter care se duce să pună întrebări. Hai să vedem filmul și comentăm după aia. Dar dă sonor să se audă, că e interesant ce spune fata aia acolo. Ce-ați pățit, doamnă? V-ați aruncat în Olt? Vreți să vorbiți cu noi? Nu vreți? Dar de ce v-ați aruncat în apă? Sunteți bolnavă? Aveți probleme psihice sau... Și pentru ce motiv ați vrut să vă aruncați? V-a supărat cineva? Nu. Așa ați vrut dumneavoastră? Da. Ai văzut mostră de reporter? Cum pune întrebările săracul, săraca fată încercând să scoată ceva. Dar habar n-are. Nu se sizează ce s-a întâmplat acolo. Drama femeii, elea. E grămadă pe ea, e călare. Dar sunteți bolnavă psihic? Gen de întrebare de la rep. Dar sunteți bolnavă psihic? Am înțeles. Te întreb un lucru. Vreau să înțeleagă telespectatorii. Eu știu că tu ai înțeles. Telespectatorii, ce crezi tu că este mai grav? Un om, fata aceasta reporter, care nu conștientizează condiția femeii și nici condiția ei și care face aceste greșeli fără să știe ce face, sau marile jigodii mediatice din România care își vând conștiința și demersul jurnalistic știind foarte bine ceea ce fac? Ce crezi tu că e mai grav? Fetița asta nevinovată? Iar comparăm mere cu pere. Fetița asta nevinovată și nepregătită, care vine cu materiale și le pune pe masă, evident că... Eu nu înțeleg de ce nu înregistrezi tu niște... Eu a doua zi o dădeam afară, să fiu sincer. De ce nu înregistrezi tu pentru această dezbatere mediatică pe care o faci tu, întâmplător cu mine, atunci când nu-ți vin invitații, încerc să devin un fel de Magda Ciumac. Nu mai ești Magda Ciumac, dar de ce vorbești așa? De câte ori vii tu prin Târgu Jiu? Nu, stai, lasă-mă să zic asta. Așa. De ce nu înregistrezi tu punctele de vedere absolut mizerabile, grotești, noroioase, pline de flegma, ale foarte multor analiști politici din România, care, cum să spun, pentru orice minte cât de cât familiarizată cu acest tip de discurs și cu acest tip de manipulare mediatic, arată zonele în care stau ei și mizeriile profesionale din care vin. Eu cred că oamenii aceia sunt mult mai de condamnat decât o fată care vrea să se afirme, care vrea să pună niște întrebări tăioase. Și atenție, există zone mediatice în care eu cred că fata asta va avea un foarte mare succes. Sigur că există zone mediatice unde, deci, are succes. Fata aceasta, dacă ar fi exploatată, această dezinhibare, adevărata ei valoare, atenție la această prostie cu care pune întrebările. Hai mă, Marius, eu te înțeleg, dar nu trebuie să te erigezi în apărătorul tuturor cretinilor, chiar dacă ei sunt poporul român. Eu nu sau fac parte din poporul român. Tu ce crezi că tot tâmpiți rămân? Tu ce crezi că eu nu înțeleg asta? Păi și atunci? Bun. Îți repet atunci, poate nu și ești atent. Nu poți să-mi faci comparația între fătuca asta pe care tu o crezi nevinovată, că încearcă să câștige și ea o pâine, sau să se afirme, nu, pâine, și mari rechini ai presei naționale care își dau părerea și manipulează conștiințele. Acolo este evident dreptate de partea mea. Păi evident că e așa este. Bun. Da, așa este. Schimb, eu înțeleg ce zici tu. În schimb, am spus altceva. Dacă va exista un formator pentru ea, că, slavă Domnului, atât timp cât bărbații îmbătrânesc, există tot șanse foarte mari, da, tot formează la reporterii. Să fie formator, lucru care se vede. De altfel, se vede și în ziare, se vede și la televiziune. Depinde pe mâinile cui ajunge fata aia și cine o formează. Da, noroc, sau cine o deformează, că și asta e. Norocul acestor fete, că altfel ar rămâne fără maestri. Fără formare. Ar rămâne fără maestri, este că norocul lor este că maestrii îmbătrânesc.
inevitabil. Și le formează din ce în ce mai puțin. Și atunci criteriile formatorilor devin din ce în ce mai mici. Da, este mai, corect. Mai slabe. Dar dacă această fată ar încăpea pe mâna unui formator coerent, a cărui vocație să nu depindă de refuz imediat, și cu niște criterii mai viguroase, adică nu... Și dacă această dezinhibare a ei ar fi folosită coerent și în spatele ei s-ar pune o cu totul altă formare jurnalistică, fata asta nu ar arăta atât de penibil precum este. Da. Vă mai arăt o mostră de alt reporter. Alt reporter al caz. Ăsta făcea pe stradă vox pop-uri din alea. A definit prostia în țara românească. Original. Se poate, există, nu știu exact. Ce stă la baza ei? Ce o hrănește atât de frumos? Da, eu de unde să nu știu, fiecare în sistemul lui, fiecare în mersul lui. Atunci ce produce ea? Lucruri bune? Perfect. Oameni răi? Răi. N-ar să mă și plăcuți, aia, nimic. Hai bine, hai să mă... Vrești? Da. Ce vrei, mă, băi, de ce? Hai, mă, nu, știți ce vreau? Eu nu știu dacă ai dat sunetul de la primele secvențe. Te rog frumos, mai dă o dată play la filmulețul ăsta și dă mai tare să se audă întrebarea pe care o pune băiatul ăla, că aici era ideea. Ce întrebare pune și cui? Cum l-a ales? Cum te-a definit prostia în țara românească? Ia uite. Original. Nu se poate, există, nu știu exact. Ce stă la baza ei? Ce o hrănește atât de frumos? Da, eu de unde să cunosc, nu știu, fiecare în sistemul lui, fiecare în mersul lui. Atunci ce produce ea? Lucruri bune? Perfect. Oameni răi? Răi. Nu ar să mă și plăcuți, aia, nimic. Hai bine, hai să mă... Trești. Ce? Cum definiți prostia în țara românească? Ai auzit întrebarea? Nu e ușoară întrebarea, să știi. Nu e ușoară deloc. Nu, dacă... Pentru că e un răspuns care nu prea poate fi sintetizat. Scriitorul Marius Marian Șolea, membru al Uniunii Scriitorilor, cum definești prostia în țara românească? Cât de mult vrei să-ți vorbesc? Nu, încerc să câștig timp. Să mă uit, dar nu câștiga timp. Da, poți să vorbești, nu știu, nu foarte mult. Sintetizează. Are activitatea românilor față de ceea ce trăiesc. Asta este prostia pentru mine. Așa o definiție... Vrei să repezi, te rog? Are activitatea românilor. Are activitatea, că asta n-am... Față de ceea ce li se întâmplă. Are activitatea românilor față de ceea ce li se întâmplă. Asta este prostia din țara românească. Deci, în traducere liberă, a nu reacționa la mediul... Să-ți explic cuvântul, are activitatea. Nu. Pot să las lucrurile așa, că tu vorbești, dar trebuie să înțeleagă toată lumea. Degeaba spui tu, a reactivi. Dar sunt de acord, explică. Am explicat lumii ce înseamnă a reactivitate, dacă... Ovidiu, vrei să-ți povestesc eu ceva foarte grav? Așa. Lucru pe care l-am constatat ieri la comemorarea lui Nicolae Diaconu? Da, am zis că vorbim și despre cele două evenimente, am spus înaintea emisiunii, la care ai participat, alaltă ieri la comemorarea lui Nicolae Diaconu. Am făcut o emisiune atunci la... anul trecut, parcă. Da, nu știu, am fost prin telefon invitat. Da, te-am sunat atunci. O să încerc să-l prezint pentru cine dorește, pe Nicolae Diaconu, puțin. Omul acesta a fost în Târgu Jiu culmea firescului, în ceea ce înseamnă firesc în acest oraș, unde este o foarte mare problemă. O problemă foarte gravă. Aceea că zonele culturale sau cei care se revendică din acel spațiu au foarte mari probleme de percepție a realității. Și nu cred că vrei să explic ceea ce doresc să spun. Nu. Adică aici, să vorbim în termeni medicali. Vorbim în termeni este medicali. O foarte mare problemă a mediului cultural din Gorj, starea de sănătate psihică.